După 4 luni în care s-au chinuit să scrie pe hârtie un plan de relansare economică, PNL vine cu un program copiat mai mult de 60% după programul de guvernare a Partidului Social Democrat. Din păcate însă, fără a înțelege esența acestui plan. Partidul Național Liberal a anunțat marele program de relansare economică, însă peste 60% din măsurile propuse sunt preluate din programul Partidului Social Democrat. Credeți că măsurile luate de guvern vor ajuta la redresarea economiei? Nu. Dacă ei au prelungit-o pe 10 ani de zile, Ceaușescu o vătea cincinal. Aici ceva pe 10 ani. În 10 ani mult. Să nasc puțin. Așa că cei pe termen lung pute. Banii să-i mânce. Programul pregătit în 4 luni de Partidul Național Liberal arată superficialitatea grasă a acestei guvernări. Mai mult au copiat din programul Partidului Social Democrat fără a înțelege acest program și cum se corelează componentele sale. Credeți că măsurile luate de guvern vor ajuta la redresarea economiei? Nu ajută cu nimic. Asta nu sunt măsuri. Asta e o lege ca spune. Că legea e făcută pentru proști. Poruncește cine poate și ascultă cine vrea. Mint când spun că cele 3 spitale regionale vor fi finalizate până în 2027. În aprilie 2020, ministrul Grindin a anunțat semnarea contractelor pentru aceste spitale care au ca termen de finalizare cel puțin 8 ani și 8 luni. În cel mai bun caz, vor fi gata în august 2028. Nu își propun să termine nimic nici în 2020, nici în următorul ciclu legislativ, dacă ar continua să fie la guvernare.